show-ul revoluționarului Zăhan. Sunet, nu cine știe ce, dar lumini destule. Suntem în zona rezervației de la Dulgheu. Stai acolo cu minte, stai acolo cu minte. A, unde i-am pus les acum? Banu, că e aici, încep. Incendiu provocat. Te băga acolo, că ți-ar scoada. Bă, s-a respins de la... sau cel lângă gardul lui, a intrat în curte. Doamne, dă! Dacă ar bate vântul în direcția aia. El crede că este boier aici. El de-aia a făcut revoluții ca să nu mai fie Ceaușescu la putere, să dicteze el. Cam așa. Și Ceaușești mai mici. Da. Da. Acum filmez? Da. Păi nu-i păcat să se piardă senzația asta, spectacolul ăsta. Nu-l vezi în fiecare zi. Și sunt mulți care nu-l văd. Poate găsesc pe unul care ar fi vrut să-l vadă și nu-l vede. Băi, dar s-a prins și copaci ăștia, mă. No, și stai că întâi s-a prins de Mercedes-ul lui. Întinde-te locul unde stăteam noi, mă. Dacă mai stăteam acolo... Păi de-aia am zis că hai să ieșim de acolo, că... ne încurjura, am văzut pe unde, încotro o ia. Da. Ai văzut ce s-o speria și Ulise. Hai încoace, că dacă sare în aer mașina să putem filma. Stai acolo unde nu iese fum. Acum arăta spectacolul. Așa-i? Și fără bani. Spectacolul piromanic. Da, dacă ai vrea să te distrezi, acum sună la 112, anunță că arde aici, așa ai să vezi că în următoarea îi dau ceasul, nu vine nici dracu. I-am încercat chestia asta pe autostradă. Am sunat la poliție că, domnule, o mașină, 5 oameni se plimbă pe lângă mașina oprită, nu vă niciun polițist de ăsta. Nu. No. Ei au activitatea în birou, nu pe teren. Da, am anunțat că canalizarea de la băi deversează tot rahatul în mol. După o săptămână mi-au răspuns că poate o să vină cineva cândva să vadă. Da. Uite, pârjurește pomul, precis nu o să mai aibă furnici nici pomul ăla. Bă, dar asta vine câtă mașină. Nu, și? Hai mai, că nu-i mașina mea. Bă, de vreme ce e mașina lui, nu mă deranjează. Dacă ar fi mașina oricuiva, aia să zice. Dacă pe el nu-l interesează pe mine, de ce să mă intereseze? Dar pe eu ce vrei să fac? Nu dacă... am numărul lui de telefon. Dar nu... și dacă... tu crezi că el umblă pe aici cu telefonul în jeb? Treaba lui! Dacă el nu-l interesează... dacă pe el nu-l interesează... Nu. Doar se încălzește benzina de la... Da, și? Nu, care e motorină. O motorină, nu? Da, și?
Aia are 10 cișoftanică mai mică. Nu e vorba de cișoftanică, sunt alte elemente. Motorina nu are o cifră octanică, motorina are alte elemente de păi care se discută. Carbonul ăla e mai... Hai la mașină! Și-o dat seama. Hai la mașină! E iar de mașină. Spune că îi filmez cum sare mașina în aer! Păi dacă filmezi asta, o să primești premiul de filmul anului. Pulitzer! Bă, ce vrei să-i fac? De vreme ce omul dă foc la iarba din jurul mașinii lui, aha, și mă duc să-i sting iarba, s-ar putea să se supere. Da. Suntem în România, e democrație. Dacă îi sting focul care l-au pus, o să vină să mă bată. Păi da. Stai liniștit că filmez când sare în aer. E ca Rambo. No, mi-ai stricat de filmarea. Mi-ai stricat de filmarea, Dane. Da? Păi când să filmez cum sare în aer? Asta e pe motorină? Da. Hai că acum vine și ne calcă. Păi, dar focul ăla o să vină încoace. Na, și ce dacă? Ia să duc să stâng, da. Bă, să nu-l cași pe Ulise, mă, că l-am scăpat de foc, mă. Tu ce ai vrut, să o arunci în aer? Ce? Ai vrut să o arunci în aer? Te-o deranjat oamenii aia, nu ți-o reușit. Bă, dar am gătit niște oameni. Te curățăm toată zona asta. Asta e zona, asta e zona lui Moșu tu? Asta e zona lui Moșu tu? Ce? Zona asta. Mă, dar trebuie curățată. Eu am crezut că e rezervație naturală, de rezervație? M-am mirat. Hai să vezi ce-o făcut. Hai să filmez acolo. Păi acum filmez, stai liniștit. Hai să vezi ce-o făcut acolo, domnul procuror de... Diseară o să te vezi pe YouTube. Ce frumos e. Băi, Ulise, dă-te deoparte, băi, dă-te deoparte, băi! Dă-te deoparte, hai! Dă-te deoparte că ăsta e revoluționar, nu știi niciodată ce face! Nu